Săptămâna trecută s-au disputat meciurile din cadrul etapei a doua a Cupei României, faza pe Județul Cluj, echipele calificate urmând să joace în 25 și 26 mai în etapa a treia. Atletic Olimpia Gherla își continuă aventura în Cupa României. După ce a învins cu un categoric 4-0 în deplasare, pierde alul Cluj. Golurile echipei gherlene fiind marcate de Marius Codorian, Dan Codorian, Marius Mureșan și Laura Știlian. Minerul Ocna a deja fost eliminată din competiție după ce a pierdut cu Seso Câmpia Turzi, scor 8-3, iar CFR Dej a fost învinsă de Unirea Florești cu 5-1. la 1. Aceeași soartă, având-o și vulturul Mintiu Gherli, care a pierdut la limită scor 1-2 meciul cu Arieșul Mihai Viteazu. Alte rezultate înregistrate în această etapă. Avântul Recea Cristur, Someșul Gila. 2 la 1, Vulturii Vultureni Unirea cu 2 la 0, Unirea Triteni ASFLA cu 0 la 5, Avântul Poien Viitorul Sâmp 3 la 2, Unirea 2 Florești Crișul Izvorul Crișului 4 la 1, Someșul 2 Gileu Viitorul Răscruci 3 la 1. Meciul dintre Lei Triteni și Minerul Iara a fost câștigat cu 3 la 0 la masa verde de către oaspeți din cauza că echipa din Triteni nu a asigurat asistența medicală obligatorie pentru acest meci, iar întâlnirea dintre Ase Borșa și Progresul Vlaha a fost reprogramată.